Apostolul Pavel, când a scris lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, despre slujirea lui, zicea în versetul 17, amparatului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Vreau în această seară să vorbesc puțin despre slujitorii lui Dumnezeu și vă doresc tuturora să fiți slujitori ai celui preanalt, ca așa e scris în Apocalipsa 22, că robii lui care vor moșteni paradisul îi vor sluji. Și vreau să vă rețin cu trei adevăruri din textul citit. Scrie aici, în 1 Corinteni, la capitolul 3, versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. În primul rând, spun că orice formă de slujire este un har al lui Dumnezeu. Asta spune apostolul aici și sub altă formă, când zice în versetul 5, cine e Pavel, cine e Apollo, versetul 7, așa că nici cel ce se dește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Și întorcând pagina, scrie în 4 cu 7, că ce te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? În Efeseni, la capitolul 4, scrie de asemenea, versetul 7, dar fiecare din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. E important să știm asta mai întâi de toate, că efectiv tot ce avem, dacă ne este dat să predicăm, să prorocim, să slujim sub o formă sau alta, asta ține de înzestrarea o care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Asta ne scutește de mândrie, care este un mare pericol. Mândria s-a născut în mediul sfânt, în cer. Știți, și în slujbă, spune apostolul, să nu fie puși oameni de curând întorc la Domnul ca să nu cadă în această ispită. Și am observat în viață, asta nu numai pentru slujitori, deși toți ar trebui să fie slujitori, dar vorbim despre slujitori mai proeminenți, care sunt și conducători. Orice păcat este periculos, dar orice păcat când se asociază cu mândria, duce inevitabil la prăbușire totală. Și s-ar putea nu cei în cauză să se mândrească, alții să ispitească să se mândrească. Se pare că așa ceva era la Corinteni. Unul socotea pe Pavel mai special, altul pe Apollo, și pe acest motiv nici n-a vrut să meargă la ei atunci când ei au dorit. A vrut mai întâi să-i învețe. Spune aici în versetul 8, cel ce se dește, cel ce udă sunt tot una. Adică dacă ei pe ei ca indivizii sunt tot una. Fiecare este doar un vas pe care Dumnezeu l-a umplut, mai mult sau mai puțin, potrivit harului și măsurii pe care El a împărțit-o. Așa că, dragii mei, să doriți în biserică să vă dea Dumnezeu cât mai mult har. La noi în biserică un proroc din altă parte a avut, dar pentru biserica noastră, înainte a plecat soția mea la Domnul și sora Vetuța, se spunea că vor pleca în ordinea asta, să se roage biserica să fie alții care să primească daruri pe linie profetică, să nu rămână biserica văduvită. Și scrie în 1 Corinteni 4 să ne rugăm să fie daruri care însoțesc orice slujire, în așa fel încât să le avem din belșug. De aceea nu este corect ca nimeni să ceară pentru sine, Doamne, fă-mă pe mine, știu eu ce, profet sau așa mai departe. E mențiunea aceea, cine vorbește în alte limbi, se roagă să aibă și darul să tâlmăcească, pentru că darul pereche, dar în rest, noi ne rugăm la modul colectiv și Dumnezeu, cum spune în Corinteni 12, împarte fiecărui acum voiește. Și să nu creadă cineva din cei ce au primit vreun anume dar, că ei au fost mai cu moți. Nu, totul este har, noi suntem nimic. Și bine să credem așa, ca să fie toată slava a lui Dumnezeu. Așa spune 1 Petru, capitolul 4, 10 și 11, să slujim în așa fel încât toată slava să fie a Domnului. Eu obișnuiesc să spun așa în mod plastic că vasele noastre de lut nu rezistă dacă se umflă și crapă. De-aia e bine în vasele de lut să nu ne umflăm, să nu ne mândrim, că nu rezistăm, ne plezdim și curge tot ce a fost. Să poarte slava Dumnezeu, că El o poate duce. Spune 1
Petru capitolul 1, că vine vremea când vom primi și o aminte slavă, dar nu acum. Și Pavel spune în 1 Tesaloniceni 2, zice, nici n-am așteptat slavă de la oameni. Și ca și apostol puteam să cerem o oarecare atenție, spune, nu. În ziua aceea, zice, voi veți fi slava noastră. Trec la o altă idee de aici. Spune în versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și tot aici este scris în versetul 5, cine este Pavel, cine este Apollo, niște slujitori al lui Dumnezeu. Și vă rog să faceți diferență. Când spunem lucrători împreună cu Dumnezeu, oarecum ne revine și nouă un vot, așa. Trebuie să înțeleagă Dumnezeu cu noi ce vrea să facă, că e împreună lucrător cu noi. Dar apostolul spune că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, dar în postura de slujitori al lui Dumnezeu. Și El este stăpânul și El ne spune ce trebuie să facem. Pe unii i-a hăruit Domnul să înceapă o lucrare. Și zice în versetul 10, eu, spune Pavel, ca un mesaj, dar înțelept, am pus temelia. Un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Pentru că există riscul să facem cum vrem noi și vă amintesc ce a spus Moise, veți vedea că nu lucrez din capul meu. Sau să slujim pe placul oamenilor. Și spune Pavel la Galaten, la capitolul 1, că dacă vom cădea în riscul acesta de a place oamenilor, versetul 10, n-aș fi robul lui Hristos. Și sunt influențe, întâi din noi înșine, din cei apropiați, din familie. De-aia când a chemat Dumnezeu pe leviți, le-a spus să intre în slujbă cu prețul celor mai apropiate persoane, să-și ucidă prietenul și ruda de aproape. Și scrie apoi în binecuvântarea dată de Moise pentru Levi, Deuteronom 33, că n-a vrut să știe nici de tata, nici de mama, nici de frați, că slujește lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ținem cont și să înțelegem că suntem slujitorii Lui și nu facem ce vrem. Domnul oricum ne-a înzestrat cu autoritate. Și ce legați voi, legat în cer. Dar dacă legăm de capul nostru, credeți că îl obligăm pe Dumnezeu să ne semneze procesele noastre verbale? Deci, într-un caz. Dacă ceea ce decide, spune Corinteni 5, Duhul nostru, cu, zice, cu al lor, adunați în numele Domnului Iisus, așa doar vom avea autoritatea necesară. De aceea, frați și surori, ascultați-mă, orice slujire ați avea și ar avea cei din familia dumneavoastră, nu-i împingeți, cum vă spuneam, nici să se mândrească, nu-i împingeți nici să slujească greșit, ci în cauză să se socotească o mare responsabilitate înaintea Domnului, orice slujire, orice face. Doar pagina scrie în 4 cu 1, iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Spune Pavel, nu-mi pasă când mă judecați voi. Am doar grijă, versetul 4, cel ce mă judecă este Dumnezeu. Și spune că la un concert, un spectacol, unul a executat o piesă așa frumos la pian, pare mi se, și sala a aplaudat. Și el s-a uitat așa într-o parte și a lăsat capul în jos și un prieten care a observat gestul a zis, băi, dar de ce n-ai savurat aplauzele? Și a zis, m-am uitat la maestru, n-a fost mulțumit de execuție. Păi, ce-mi dați? Nu mă încadrează, pentru că trebuie Dumnezeu să fie mulțumit de noi. Amin. Spunea fratele Codreanu, păstorul de la Elim, la bătrânețe, ce am fost mai bun ca Dumnezeu și îmi pare rău. Apostolul Pavel se temea de felul în care slujea. Și oricare, îngerii, dragii mei, slujesc cu frică. Și noi ori poate ne permitem sub influența cuiva
să modificăm parametrii divini. De aceea să ne umplă Domnul de o teamă sfântă ca pe noi când a construit corabia. Și să nu modificăm, cum nici El nu și-a permis, niciun parametru al corabiei. Eram în toamnă în țară la slujirea, la conferința cu păstori în septembrie la Oradea și un tânăr proroc pe care am vorbit și cu slujitorul de acolo și în experiențele am avut cu el, este un proroc autentic, așa un tânăr evlavios, a avut în timpul conferinței o vedenie. Se făcea, a văzut în vedenie o adunare, exact ce acolo, slujitorii adunării după amvon, și o femeie, o soră, urcând către amvon și avea pagini de Biblie sub picioarele ei. Și călca, avea un toc ascuțit, exact unde scrie versetul cu acoperirea capului. Și când călca, se ștergea. Și exact Biblia pe care o călca acolo sora apărea la amvon. Tot cu lipsă cu versetul. Și a auzit o voce prorocul. Cu slujitorii acestei biserici și cu această femeie mă voi judeca în ziua judecății. De aceea să ne dea bunul Dumnezeu har ca să luăm bine seama cum clădim deasupra. Amin? Și un al treilea și ultim lucru. Oricum l-am anticipat deja, pentru că asta e ordinea logică a evenimentelor. Versetul 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Nu acum. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Adică va fi o examinare a dreptății lui Dumnezeu. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Am citit undeva că un slujitor din Anglia se pregătea să iasă la pensie și ceva revistă creștină pregătise deja un material despre slujirea lui. Dar el într-o dimineață s-a trezit foarte șocat. Soția lui l-a întrebat ce se întâmplă, dacă nu se simte bine. El vrea să evite, dar până la urmă i-a insistat și i-a spus ce vis a avut. A zis, se făcea că eram în ziua judecății. Și m-a întrebat Dumnezeu, unde îți sunt enoriași, cei care le-ai slujit? Și ce-a rămas mut. I-am văzut printr-un șir indian cum se îndreptau spre marginea unei prăpăstii și s-au căzut toți într-un hău, fără fund. A doua întrebare, unde ți este familia? Și am văzut după ei pierzându-se. Și o nu m-a mai întrebat a treia oară. Mi-a spus așa, treci după ei, dar de fapt ai fost înaintea lor. Și când a spus asta soției, a făcut un stop cardiac și a murit. Dragii mei, Dumnezeu uneori nu ne spune aici care ne este soarta. Scrie în Biblie că în ziua aceea le va spune curat. S-ar putea Dumnezeu să treacă sub tăcere, deși cred că și cumva, cândva, cel puțin într-o primă fază, la nivel de conștiință, de sesizări, Dumnezeu l-a înștiințat. Dar altfel, cum spune Psalmul 50, eu am tăcut. Și abia în ziua aceea îmi vine în minte un vis a fratelui George, când l-a avut și dumnealui, cu cineva apropiat, cunoscut de fapt, cum în ziua aceea doar se pronunță sentințele și nu se mai poate face nimic. Mi-amintesc că am predicat undeva și a zis, noi slujitorii stăm de față până se judecă toți cei pentru care am fost responsabili. Și apoi se va decide răsplata noastră și vă rog reține, spune apostolul, chiar și mântuirea se ia în discuție. Și mi-amintesc că la drum, în drum spre casă mea, soția, dragă, dacă tu ai știut că atât e de severă lucrarea asta, de ce ai acceptat să fii pus în slujbă? Da, nu putem nici să fugim, că spune Pavel, vai de mine dacă nu vestesc. Spune tot el în fapte, zice, n-am putut să mă împotrivesc vedeniei dumnezeiești. Dar în același timp, să fim cu responsabilitate că în ziua aceea se va da pe față slujirea oricărui corist, a oricărui ușier, a oricărui păstor, mai acum ne putem da cu părerea, dar nu indicat. Că Dumnezeu păstrează lucruri sub tăcere, spune și în 1 Timotei 5 că unii fapte sunt cunoscute și merg înainte, altele abia apoi. 1 Corinteni 4 cu 5, de aceea nu judecați nimic înainte de vreme.
Până nu va veni Domnul, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cu ce gând ai făcut slujirea? Nu spune în Filipenul, din ce gând vestesc unii? Dar ținem proverbe, dacă slujesc cu gând rău, asta e o scârbă înaintea Domnului. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Vă doresc orice slujiți, dar oricum toți suntem chemați la o formă de slujire mai vizibilă, mai ascunsă, mai mare sau mai mică. Să știți că e har de la Dumnezeu. Să știți că trebuie făcută ca înaintea lui Dumnezeu. Și să știm că în ziua aceea absolut totul va fi scos la iveală și atunci fiecare va fi răsplătit sau își va pierde răsplata, urmând ca, așa cum vă spuneam, de altfel scrie, ca și mântuirea să fie luată în discuție. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să-i slujiți, cum spune psalmistul, și cu bucurie, dar și tremurând. Doamne ajută! Amin. Și încă ceva, scumpa mea soție de acum, când dumneavoastră ați cunoscut și ați fost apropiat și cu scumpa mea dinainte, a slujit așa răgușită. Adaug scurt asta anexă. Să slujiți, zice Pavel, și în neputința trupului. Să slujim după puterea ce Domnul ne-a dat-o și după harul și timpul cât El ne-l-a acordat și la urmă Domnul să vă binecuvânteze și răsplătească. Amin.